Am auzit că ați reușit să-l prindeți pe domnul Motan, dar și pe tataia până la urmă. Da, domnule, l-am prins și pe domnul Motan și pe tataia. Sunt închiși amândoi. Din păcate a trebuit să folosim puțină forță pentru a-l reține pe tataia, deoarece a început să tragă în noi. Ce ați făcut? Sunteți imbecili? De ce ați încercat să-l atacați pe tataia? V-am spus să nu vă atingeți de el! Ne pare foarte rău, dar nu aveam ce să facem. Ne-a atacat și el pe noi și am spus că mai bine îl punem la somn decât să-l distrugem și pe el. În fine, incompetenților, lasă așa. O să vă tai din salariu totuși. Așa că pregătiți-vă, pentru că diseară vom face un spectacol cu eliminarea domnului Motan. Domnule, dacă nu vă deranjez prea tare, cu ce v-a greșit acel motan? Pare un motan de treabă. Nu cred că v-a greșit cu ceva, nu? Nu aveți voi idee cât mi-a greșit mie, fratele meu. Eu, domnul Păpușel, am fost uitat de către domnul motan și comunitatea lui. Nimeni nu a mai întrebat de mine, dar nu este nicio problemă. Voi scăpa de domnul motan și voi prelua eu controlul asupra canalului. Și pe tataia nu îl vreau distrus. Vreau să îi pun câteva întrebări. Ca de exemplu, de ce îl iubește mai mult pe domnul Motan și nu pe mine, păpușel, deoarece suntem frați? Abia aștept să-l întreb. Ce s-a întâmplat? Trezăre, ai frumuseții! Ce? Oh, bă, tataia, ești bine? Cum să fiu bine? Nu vezi că-s legat aici? Aici cred că uitați de legei, că că tu ești liber. Dar minim o legată e, ori încurcat persoanei. Eu nu știu ce-s cu aceștia e, asasini profesioniști. Ei, am văzut pietri mai periculoase decât asasinii ăștia. Hai de capul lor, ei, nu știu nici ca să facă. Lasă că i-a antrenez eu. Bă, tataia, bă, trebuie să lăsăm vorbăria și să plecăm de aici. Ui, nu știu dacă putem, că o cam închis ușile, băieță, dar putem încerca totuși. Bă, nu-mi pasă dacă putem sau nu. Trebuie să fugim de aici. Trebuie să vedem care-i treaba și cine vrea să ne distrugă. Vrea să ne distrugă, vrea să te distrugă, nu pe mine. Cu mine n-are nica. Cum, bă, de unde ai aflat? Păi mi-au spus asasinii profesioniști. Bine, am auzit eu în timp ce vorbeau. Au spus că trebuie să-l elimini pe domnul Motan și de tataia să nu se atingă. Bă, tu ești sigur sau mă minți? Ui, am mințit în viața mea de multe ori, dar crede-mă, acum e singura dată când nu te mint. Cum adică, bă, singura dată? Da, ai spus de multe ori că nu mă minți. Ești tu acum, tu crezi tot ce zic eu? Păi da, bă, tataia, normal. Bă, dar trebuie să deschidem ușa asta. Dă-i mai tare, dă-i cu dor. Ui, pune mâna pe clanță și deschide. A, corect. Hai de capul tău, ui, domnule Motane, câteodată mă întreb, sigur ești neam cu mine? Păi, dar cu cine să fiu neam, bă? Eu nu știu, ei. Bă, dar chiar, stai așa. Când erai mic, te mai jucai cu un motănaș acolo, în fața casei mele. Cine era motănașul cealaltă? Cum, bă, tataia, i-ai uitat? Ce? Ce să uit? Păi, eu mai am un frate. Frate? Da, bă, un frate geamăn. Aaa, da chiar, ei. Tu-l mai ai pe... Cum îl chema? Pășupel? Păpușel, bă. Da, pășupel acela. Păi, bă, cum ai uitat, bă? Păi, dacă nu l-am mai văzut, ei, numai... Eu și de tine am uitat, dar na. Am avut noroc că te-am găsit până la urmă. Nu contează, bă, tataia. Am fost eliberați de aici, așa că hai, mergem tiptil și vedem cine vrea să ne elimini. Auleu, bă, tataia, cred că avem o problemă. Spunem că n-ai făcut ceva prostesc. Bine, nu o să spun atunci. Tu văzut camerele, nu? Poate și cred că deja vin asasinii după noi. Hai de capul tău, domnule Motan, te urăsc. Bă, nu-i vina mea, tataia, iartă-mă. Ei bine, domnule Motan, trebuia să te arăți tu pe cameră. Ia uite și în jurul nostru acum. Bă, dar nu-i vina mea. De unde să știu eu câți camere aici am mai fost pe aici, nu știu. Da, de unde să știu, ei, nu poți fi și tu alea mai atent? Ui, dacă eram eu în locul tău, ei, verificam tot. Păi, dar erai cu mine, bă, de ce n-ai verificat? Câți bătrân? Da, bă, bună scuză. Lasă, mă descurc eu aici. Domnule Motan, mai bine nu te mișca. Vino cu noi, fără să scoți niciun sunet, ca să nu fie mai urât. O să fie foarte urât, bă, așa că haideți să ne batem! Au, 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 au! Uite-o, Motan, mă doare! Au, trag și-n mine! Stai că am tataia, că-i bat eu acum! Ia de aici! Bă, da! Gata! Unul jos! Ia, bă, de aici! Ia de aici! Ia de aici! Vă mai luați de tataia! Vă mai luați de tataia! Asasin plătiți, da? Luați, bă, de aici! Luați de aici! Tataia, vină repede! Aoleu, m-a lovit! Am fost lovit, domnule Motan!
Stai, bă, calm. Te duc eu repede. Scăpăm de aici. Bă, ce mare e casa asta, Doamne ferească. Bă, hai să vedem cine a vrut să ne distrugă. Sunt sigur că e aici în casă. Bă, tu ești sigur că vrei să vedem asta? Da, bă, tata aia. Și să-l distrugem o dată pentru totdeauna. Să nu ne mai atace. Bă, auleu, nu. Stai aici. Aaaa, lua de aici. Auleu, ascunde-i tata aia. Mă, ascunde-i. Stai, bă, că te ascund eu apoi. Fugi. Auleu, asta e ascunzătoare la tine. Bă, cred că am dat de șeful asasinilor plătiți. Mamă, bă, dar ce puternic e. Vai de capul meu. Rămân fără gloanții, băieți, ajutor. Cine e la cine cere ajutor, că ești singur. Bă, tataia, bă, dar iau armă, ajută-mă, fă ceva. Dar cu ce să fac că-i n-am armă? Auleu, ce mă doare. Bă, nu te mai plânge atâta. Bă, trebuie să mă bat aici singur, Doamne, tataia. Vai de capul tău, tataia. Hai, o mai rămas câțiva doar. Hai, dar treci încoace. Ia de aici. Tataia, unde ești? Tataia. Unii m-ai lăsat aia acolo, auleu. Bă, mai rămas unul, dar s-a ascuns. Nu știu unde-i. Hai de capul meu. Bă, un s-a ascuns, bă, nebunul ăla. O scăpat. Lasă că o scăpat. Vino cu acea tataia, vino cu mine. Auleu, mă doare. Bă, uite-l, e acolo. El i-a pus pe asasinii plătiți să ne urmărească și să ne distrugă. Pe tine să te distrugă, nu pe mine. Bine, bă, pe mine să mă distrugă. Hai să vedem cine e. Domnule Botan, se pare că ai reușit să scapi și să-i distrugi pe toți asasinii plătiți. Da, am reușit pentru că sunt cel mai șmecher motan pe planeta asta. Acum spune-mi cine ești tu și ce vrei de la mine și la tataia. Cine sunt eu, domnule Motan? Chiar ai uitat de mine? Chiar ai uitat de fratele tău? De fratele meu? Bă, eu am numai un frate, bă, și ăla-i păpușel, dar nu știu pe unii mai e păpușel. E chiar în fața ta, domnule Motan, e chiar în fața ta! Păpușel tu ești? Normal că eu sunt, domnule Motan. Bă, dar ce-ai făcut, bă? De ce ai vrut să ni ataci să mă elimini pe mine? Spune-mi, păpușel, spune-mi de ce! De ce, domnule Motan? De ce? Pentru că ai uitat de mine. Bă, dar n-am uitat de tine. A, da? Spune-mi, când este ultima oară când ne-am văzut? Săptămâna trecută? Nu, domnule Motan! Acum un an! Și ai uitat de mine! M-ai uitat în baza SCP! M-ai uitat peste tot! Am rămas singur și am decis să-mi construiesc singur un imperiu și să vin după tine să te distrug. Iar după asta să-ți iau canalul și să fiu eu, domnul Motan. Dar se pare că ai reușit să scapi de mine și de data aceasta. Bă, dar nu-i... Bă, nu am uitat de tine. Zi tataia, nu? Ui, cine era ăsta? Bă, tataia, bă, ăsta-i păpușel, fratele meu. Mai devreme am discutat. Păpușel, ai de când nu te-am mai văzut? Dar ce frumos te-ai făcut. Seamănă-i cu mine. Taci, tataia, din gură. Cum ai putut și tu să uiți de mine? Spune-mi, îl iubești mai mult pe domnul Motan decât pe mine, decât pe păpușel. Bă, dar nu e adevărat. Cum adică nu e adevărat? Pe ăsta nu-l iubesc deloc. Bă, cum adică, bă, tataia? Păi, bă, eu stau cu tine din nevoie. Bă, tataia, bă, treci, bă, afară. Vin încoace. Bă, nu. Fii atent, te las aici, da? Păpușel, spune-mi, un motiv pentru care să te iert că i-ai pus pe asasinii plătiți să vină după mine. Stai, domnule Botan, ce vrei să faci? Aveți de ales. Pe cine-i salvezi? Pe păpușel sau pe tataia? Bă, cum adică e pe păpușel sau pe tataia? Cu cine ai trăit până acum? Cu păpușel? Domnule Motan, sunt fratele tău totuși. Cum îți permiți să faci asta? Nu-mi pasă, bă, băieți. Stați aici singurei până când o să zic eu că vă dau drumul de aici. Așa că hai să pornim televizorul și să ne uităm. Domnule Motan, gata. Haide, să lăsăm glumele la o parte. Scoate-mă de aici. Bine, bă, bine. Gata. Ups. Păpușel, nu. Auleu, domnule Motan, te urăsc. Bă, ups, n-am vrut să-l dau pe jos, dar din... Bă, băieți, n-am vrut să vă arunc, bă, pe jos, îmi pare foarte rău. Au! Ui, mai căzut și piste mini, vai de capul tău! Păpușel, gata, am decis să te iert, doar că trebuie să li spui asasinilor plătiți să nu mă mai ataci. Domnule Motan, credeai că scap de mine? Sper că-ți place bomba pe care am aruncat-o spre tine. Bă, ce bombă? Bă, nu, păpușel, trebuie să fugim de aici. Cred că vom fi distruși aici, domnule Motan. Nu. Na, păpușel, uite ce ai făcut. Au, ce mă doare.
Păpușel, deci chiar îmi pare foarte rău, bă, că am uitat de tine, dar promit că din mâine poți veni să locuiești la noi. Nu știu, domnule Motan, mă voi mai gândi, dar nu știu să-ți răspund exact acum. Dar îți promit că te voi face să regreți în continuare pentru că m-ai uitat. Bă, dar ți-am zis, bă, îmi pare rău că te-am uitat. Ce vrei să mai fac? Ei, faceți odată liniște, că vreau să dorm. Din cauza voastră am ajuns la spital cu tăți cu oasele rupte. Acum, gurița, că vreau să dorm până nu mă ridic de aici și vă mai rup 3 oase. Aoleu, bă, cred că ar trebui să facem o leacă de liniște, păpușel. Da, domnule Motan, așa cred și eu. Hai să ne punem și noi să dormim și să-l lăsăm și pe tataia să se odihnească. Firați voi să fiți din nepoța mea. Ui, mai gândi nici nu avem familie dacă știam că sunteți așa de zăpășiți.